cum în lecturile mele și cred că și ale dumneavoastră se regăsesc din ce în ce mai multe rapoarte, articole de mare întindere despre subiecte care mai de care mai aparent departe de noi, am zis să insist totuși în această rubrică de carte pe o carte mai ciudată, raport, pe un raport făcut de oamenii de știință din întreaga lume despre încălzirea globală. Acum câteva zile au finalizat acest raport, 250 de pagini, stabilite în Coreea de Sud de vreo 90 de oameni aproape, din 40 de țări, oameni de știință care au negociat fiecare rând și au dat lumii exact versiunea sigură, de care putem fi siguri, în legătură cu încălzirea globală, scenarii pe care le putem urma, scenarii catastrofice pe care le putem urma, mai mult ca sigur de altfel, la cum arată treaba. Și culmea, în mediul românesc, acest subiect, nu știu dacă a fost amintit de 2-3 inși, pentru că la noi nu sunt lucruri foarte importante de discutat și nu avem timp de apocalipsă. Există în acest raport niște chestiuni. Trecem de faptul că gazele cu efect de seră produse de om, de activitatea omului, ar fi sau nu fatale. Sunt clar fatale, ele produc încălzirea globală, totul se măsoară în funcție de epoca preindustrială și acea creștere cu 1,5 grade la care noi speram să ne ajungem, dar ajungem curând. Toate astea sunt fapte științifice. Știu că e plin de conspirație, știu că atunci când pui pe Google încălzirea globală, primele 10 articole sunt despre cum nu există încălzirea globală și e de fapt o făcătură. Citiți astfel de rapoarte. Eu cred că sunt mai convingătoare decât vreun nene sau vreo tanti care vă explică ei din străfundul științei cum e de fapt un atac al sioniștilor asupra nu știu cum. Obiectivul era, deci, prin tratatul de la Paris, să păstrăm creșterea până în 1,5 grade, până peste vreo 10 ani. N-avem nicio șansă. De altfel, acest tratat de la Paris, semnat de aproape 200 de țări și apoi ratificat de alte multe, este extrem de înșelător. Pentru că el propune un prag, cică de supraviețuire, peste care vor trece puțin. Mulți nu vor supraviețui. Prag care probabil va naște în puțin, în câteva zeci de ani, o migrație cauzată de climă nemai văzută pe Terra. Revenim într-o a doua parte.